Mii de mame din România ar putea primi un ajutor de la stat de 2000 de lei după ce nasc. Din acești bani vor putea să cumpere hrană, haine și produse de igienă pentru bebeluși. Este vorba despre femei din categorii defavorizate, iar programul finanțat din bani europeni ar putea începe chiar de luna aceasta, anunță autoritățile. Georgiana are 22 de ani și a născut cel de-al treilea copil, acum 2 săptămâni. Fără ajutorul unei fundații din Iași, tânăra mămică recunoaște că nu ar fi făcut față cheltuielilor după naștere. După ce am născut, cheltuielile lunare ar fi fost de aproximativ 1000 de lei. Pampers, lapte, cremă, hăinuțe, scoică. În aceeași situație s-a aflat și Mihaela, care la 40 de ani a născut al patrulea copil, acum o lună. S-a descurcat cu ajutorul fundației preotului ieșan Dan Damaschin. Ce cheltuieli ați avut cu copilul după ce ați născut? Cam în jur de 2000 de lei. Pe ce? Pampers, lapte praf, hăinuțe, pentru colici, orice ar da, deci este ca o mână cerească. Un proiect de hotărâre de guvern, care ar putea fi aprobat chiar luna aceasta, prevede că, în termen de 3 luni de la nașterea copilului, mamele cu situație financiară precară vor putea primi un ajutor de la stat, în valoare de 2000 de lei. Acesta va fi sub formă de tichete sau carduri, cu care mamele să cumpere cele necesare bebelușului. Scutece, lapte, haine, pături și produse sanitare. Pot primi trusoul pentru nou-născuți mamele care beneficiază deja de ajutor social, sunt minore sau sunt victime ale violenței domestice. De asemenea, programul se adresează și mamelor care au o situație dificilă temporar sau permanent, de pildă, nu au unde să locuiască sau nu au acte de identitate. În Finlanda există un program similar de 10 de ani, în urma căruia mortalitatea infantilă a ajuns să fie printre cele mai reduse de pe glob. Acum, o mamă din țara nordică primește la plecarea din maternitate fie o cutie cu peste 60 de produse, fie 170 de euro. În Franța, mamele primesc o primă de 950 de euro, iar în Italia se acordă o indemnizație de naștere de 1900 de euro pe an pentru familiile cu venituri mici. Datele Eurostat arată că aproape 15% dintre români trăiesc de la o zi la alta. Sume de bani sau tichete pentru a cumpăra anumite produse nu sunt de ajuns. Trebuie să le atașăm unui curs de educație parentală, unui curs de alăptare sau de nutriție a copilului mic. Programul ar putea începe în luna august. Bugetul alocat ar putea ajunge la peste 12 milioane de euro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.